În cursul nopții, vântul va continua să sufle, în special în sudul Banatului, unde va depăși la rafală 55-65 de km pe oră, dar și în zona Olteniei. Cerul va fi înnorat în cea mai mare parte a țării și va ploua slab, cu totul izolat. Norii cei mai puțin vor fi în zona de nord-vest, însă mâine vremea va deveni mohorâtă și acolo. Vântul va continua să fie intens mâine, în sudul Banatului și la munte. Totuși, temperaturile vor trece de 10 grade Celsius în cea mai mare parte a țării. Apoi, din orele serii, ploile se vor înmulți în Banat și Oltenia, mai puțin în Crișana și în Muntenia, în timp ce în rest va cădea burniță din loc în loc. La peste 1700 de metri altitudine vor fi ninsori și la poviță. În zonele mai înalte din sud-vest, cantitățile de apă ar putea depăși 15 litri pe metru pătrat. Vremea mohorâtă va persista până la finalul săptămânii. Joi vor apărea ploi slabe în sud, centru și est. Vineri, trecător, acestea vor fi prezente în nord, nord-vest și centru, sâmbătă în sud-vest, iar după lăsarea nopții, în special în sud și în sud-est. Chiar și în lipsa soarelui, temperaturile vor fi normale pentru această perioadă. În București, șirul zilelor cu atmosferă închisă va continua. Mâine noapte și joi va ploua, iar maximele termice vor fi în jur de 11-12 grade Celsius. Apoi temperaturile vor mai câștiga 2-3 grade, însă cerul va rămâne înnorat, iar noaptea va fi ceață. Ploile trecătoare ar putea reveni în primele ore ale zilei de duminică. La munte, soarele darnic în primele zile ale săptămânii va dispărea complet din peisaj. Ploile vor cuprinde la început Carpații Occidentali, unde se vor acumula peste 15 litri de apă pe metru pătrat, apoi și restul zonei de munte, iar la altitudini mari va ninge. Precipitațiile vor bate în retragere în prag de weekend și vor mai rămâne pe suprafețe mici, în special în masivele din sud-vest. Atât deocamdată despre vreme, eu sunt Alexandra Tararache, vă doresc o seară frumoasă alături de Digi24.